Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie în județul Prahova, însă există cetățeni care se plâng că nu mai găsesc măști de cumpărat sau care chiar nu își permit să le achiziționeze. Există însă și o primărie care a distribuit măștii de protecție gratuit tuturor locuitorilor și anume primăria Blejoi. Cei de la primărie au distribuit în toate gospodăriile gratuit câte două măști și modele de declarație pe propria răspundere. Autoritățile locale le-au oferit și câteva indicații cetățenilor. Atenție, măștile trebuie folosite doar atunci când ieșiți din casă, la medic sau la cumpărături. Acestea sunt din material textil, pot fi folosite pentru două sau trei ore. E important ca atunci când le dați jos să nu le atingeți pe partea din față. Nu uitați că dacă vreți să refolosiți o mască, aceasta trebuie spălată cu apă caldă și cu detergent. După ce se usucă, este obligatoriu să fie călcată cu un fier cu aburi, doar așa măștile devin sterile. Până miercuri, în județul Prahova, au fost confirmate 39 de cazuri de infecție cu noul coronavirus.